Bună seara, stimați telespectatori, luni seara, ora 18:30, așa cum v-am obișnuit de ceva vreme, Alba Carolina TV vă invită la emisiunea Historia. În seara aceasta, emisiunea Historia este dedicată unui subiect destul de generos, pot spune, pentru că săptămâna trecută, mai exact pe 26 octombrie, s-au împlinit 10 ani de când în orașul Alba Iulia a apărut, putem să spunem, un brand turistic care are sau nu are succes, o să aflăm în emisiunea din această seară. Este vorba de Garda Apulum. Mai mult, chiar sâmbătă, un eveniment aniversar, 10 ani cu Garda Apulum, a adus la Alba Iulia sute de turiști și invitați speciali. Invitați speciali sunt și în seara aceasta la emisiune. Sunt doi dintre veteranii acestei trupe care activează de 10 ani. Dați-mi voie să vă prezint. În primul rând, Ovidiu Măcinic. Te salut! Salut și bine te-am găsit! Cum să zic, Uve sau Ovidiu? Poți să-mi spui cum vrei, că mă simt într-o companie foarte plăcută și foarte confortabil. Sau Uvald. Da, pentru cei care nu l-ați recunoscut, deși e greu să cred că nu te-a recunoscut lumea, Uvald este unul din gladiatorii Ludus Leopolensis, cel care dă viață acelui gladiator de tip Retiarus, care, iată, Uve, 10 ani au trecut de când s-a lansat trupa de gladiatori. Iar celălalt invitat, tot un invitat special, tot acum 10 ani ne-am cunoscut. De data asta vorbim de cel care coordonează Legiunea 13-a Gemina. Este vorba de Ciprian Dobra, Cassius Proculianus. Am zis bine acum, nu? Da. Este centurionul. Acum nu știu care să încep dintre voi. Hai să încep cu Uve. Cred că tu ai fost propus acum 10 ani pentru funcția pe care o deține, să nu mai țin minte, sau Marius Ardelean, nu știu care era povestea. Cum ai ajuns tu în trupă? Cum am ajuns eu în trupă? Da. Bă, chestia asta s-a întâmplat așa subit, probabil că așa au vrut astrele și providența, și mă întâlnisem cu Tudor Roșu la vremea respectivă undeva pe bulevard eram și el mi-a creionat așa în câteva linii mari, uite ce proiecte avem în desfășurare, ce vrem să facem, ce vrem să punem la rând, și era vorba de o legiune romană cu soldați romani, cu tot ceea ce ține de fapt de o legiune romană. Și după ce și-a terminat el ideea, eu i-am zis, băi, Tudor, mă tot gândesc eu așa, deși în subsolul ideilor mele, gândindu-mă la veleitățile pe care le aveam deja dobândite, de abilitățile de sportiv, zic, cum le-aș putea pune în valoare? Nu m-aș fi văzut sincer pus tocmai chiar într-o linie cu toți soldații. Nu că nu e o funcție pe care... Ai fost pus. Da, am fost, da, și îmi place. Îmi place, deci e maxim. Dar și ăsta e un subiect pe care o să povestim puțin de când am fost atunci la festival. Da. Dar, într-adevăr, ziceam că putem să arătăm ceva mai dinamic, mult mai dinamic, în sensul că ne-am gândit la varianta de gladiatori. Și l-am întrebat, zic, Tudor, dar nu sunt și gladiatori? Nu știam exact cum funcționează în vremea. Deci te-ai fost cu ideea ca să facem și această... Da, a fost o chestie care s-a întâmplat așa la povești seara, trecând pe bulevard, în capătul bulevardului, și zic că, auzi, dar nu erau și gladiatori, nu știu cum erau, pe lângă legiune, erau ai legiunii, erau doar ai romanilor, erau sclavi, încă nu cunoșteam multe despre subiect, știam doar că ar fi șanse să se întâmple și cu gladiatori. Neavând un proiect finanțat în picioare, Tudor a zis, lasă-mă să fac niște căutări, să vedem despre ce echipamente, sume, despre ce investiție vorba. Dacă era posibil așa ceva financiar și dacă stă în picioare, hai să facem un câteva caractere. Și așa ai ajuns tu gladiator. Ceva de genul. Bun, hai să vedem și cu Cipri, tu cum ai ajuns în gardă. Și eu am auzit tot de la Tudor Roșu, dar nu direct. Am auzit doar că muzeul intenționează să creeze o trupă de reconstituire istorică, nu știam cu ce să mănâncă tot subiectul ăsta la momentul respectiv. Dar tot așa am vrut să fiu și o parte din trupa asta. Am vorbit cu Tudor și s-a nimerit să fim primii doi care am venit la muzeu, eu și Marius Ardeleanu. Probabil el pentru statură a fost luat în considerare, ca centurion n-am știut chestia asta, însă cred că datorită vocii mele de popă am fost eu ales centurion, că am o voce mai stridentă, mai puternică, nu neapărat stridentă. Și în felul ăsta am ajuns să fiu centurion. Împreună cu primii care au venit atunci, cu Marius Ardeleanu, cu Paul Florea, cu voi, am pus la socoteală ce ar trebui să facem ca să putem să primim niște oameni care să arate extraordinar, să știe în același timp, să fie pasionați de istorie, să aibă niște veleități fizice atunci când am făcut concursul de admitere în trupă, pentru că oamenii care au vrut să vină au fost mult mai mulți. Și de acolo mai ții minte probleme? Da, prima probă a fost cea scrisă, cu denumiri din echipamentul roman,
cu denumirea ale diferitelor părți de castru, câteva repere generale, istorice de... despre castru roman de la Apulum, Legiunea 13-a, Gemina și așa mai departe. La probele fizice am avut aruncarea cu sulița, am avut proba de săritură în lungime, am avut proba de cărat buștean, mă rog, alergarea cu bușteanul cu obstacole și atât. Bun, să spunem și celor care se uită la emisiune, în primul rând, că proiectul acesta, Gărzi Apulum, a apărut în urma unui proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii. A fost o echipă, acolo Anca Timofan, Tudor Roșu, George Băunegru, Radu Ota, cred că n-am uitat pe nimeni, dacă am uitat să mă scuze. Un proiect câștigat la administrația Fondului Cultural Național la FCN, un proiect în care, iată, s-a născut Legiunea 13-a Gemina, care a pus bazele acestei Gărzi Apulum și alături de ea, cum spunea și Uwe, a apărut Garda Apulum ca, cum să spun, ceva în plus față de proiectul inițial, datorită sprijinului Mihai Coșel, a fost cel care ne-a sprijinit de a reușit să facem echipamentele pentru primatură, da. Da. Avem și ceva imagini. Hai să vedem și imaginile. Acum, ce să zic, Cipri, te vezi acolo. Poți să comentezi despre acel centurion. Tu ești, nu? Da, în afară de voce și câteva elemente, nu este un echipament complet. Departe de a fi complet, dar chestiile distinctive există. Pelerinile acelea prost documentate la început. Evoluția se vede de-a lungul anilor la toată lumea din gardă. Mai avem încă, bineînțeles, și acum după 10 ani, multe de îmbunătățit. Dar coiful este ok, creasta este ceea ce trebuie, falerele la fel, centura. Mai îmi trebuiau niște cnemii de protecțiile acelea de gambe, sub armalia, pe sub armură. Bine, acum sunt detalii. Vedeam acolo în zare, am văzut scuturile și... sunt prea ascuțite la colțuri, am avut și accidente din cauza asta. Acum 10 ani. Acum 10 ani, da. 10 ani. Uwe, am văzut acolo în zare, am zărit de fapt ceva trupuri goale de gladiatori. Retiarus, nu tu erai? Era nu, nu. Am început în altă conformație, într-adevăr. Tu erai Mirmilon, cred că atunci. Eram Mirmilon, da. Cred că l-am văzut. Da, da. Te-ai recunoscut și tu? M-au recunoscut, că eram unul dintre cei mai arătoși de acolo, cred. Și modest. Da. Și modest ca de obicei, da. Da, uite, vezi, uite și vremea asta, 26 octombrie 2012, a fost o vreme frumoasă, cum a fost și sâmbătă. Se pare că e un semn ăsta de la zei. Da. Da. Și foarte multă lume, observi? Cipri, din cei de acolo, cred că 6 mai sunt și astăzi, nu? Sper că... am numărat bine? Ești tu? Hai să eu, Marius Ardeleanu, Marius Răzvan, Paul Florea, Paul Florea, Băcanul Adrian, Onacă Marian, cam ăștia. Da. Gladiatorii toți trei Uwe au rămas, nu? Da, da, vorba... suntem toți trei. Hai să și spunem pe... Păi, subsemnatul, după aia e fratele meu, Măcinic Darius și Ciungan Adrian. Suntem da. Toți trei... Daci încă nu erau, o să apară și acolo ceva daci, dar ăștia erau veniți de la București, erau... știu că i-am adus de la București special pentru acest moment, o să apară un an mai târziu trupa de daci, vorbesc de Lupii Apulonului. Manevrele, acum ce părere ai de modul în care se mișcă băieții? Aici erau sincronizați foarte bine, aveam un an de antrenament în spate, un an de antrenament destul de bine făcut, ca sincronizare eram mai buni, ca și mișcări însă mai era mult de făcut. Și acum se vede experiența celor care sunt de 10 ani. De exemplu, Băcanul Adrian este înnăscut. Cine îl vede pe el făcând mișcările astăzi, chiar vede un veteran al legiunii. Se vede clar că omul ăsta a trecut prin lupte grele. Da, și eu și pe George Băunegru, prezentat. Am avut și nelipsitele blănițe de oaie pe sub lorici. Eram la început. Bine că nu se aude ce se strigă pe acolo. Și cu asta era puțin mai... singura greșeală pe care am avut-o a fost cu Vivat. Nu era o formulă folosită în antichitate, de-abia mai târziu prin Evul Mediu și am trecut la ceea ce trebuie după aceea. Iată și Daci. Și Daci pe gândit. Să știi că mi-a spus, nu mai știu cine mi-a povestit, că era Andrei, oare Barna, era în mulțime, era copil atunci. Povestea. Tot ce se poate. Da, mulți... spun, erau copii, îți dai seama, 10 ani, avea cât, Andrei cât are, 14 ani. Da, 4 ani atunci și a fost unul cei care după aia a venit în permanență și astăzi, iată, că îmbracă un echipament. Spun bine că nu se aude prea bine, nu se aud comenzile prea bine, însă vedem și aici multă lume, nu? Da. Deci a fost un proiect care, standard de același standard de astăzi. Da, pe care intenționăm să-l punem
ca și exponat de acum încolo. Da. Din roșu aprins a devenit foarte palid datorită intemperiilor prin care am trecut de 10 ani. Auzi, dacă te întreba acum 10 ani, Cipri, venea și te întreba cineva cum te vezi, cum vezi trupa asta peste 10 ani, ce ai fi spus? Te-ai fi gândit că, nu, că am fi ajuns la nivel, să la un nivel destul de mare? Nu, am zis și atunci, eram la începuturi, toată preocuparea mea era să ieșim cât mai bine, să dăm frumos în fața publicului la tot ceea ce facem. Documentarea nu era atât de bine făcută, nici măcar atunci când primeam întrebări de la public și așa mai departe. Nu m-am gândit niciodată care va fi evoluția, pur și simplu am trăit momentul, am făcut ceea ce trebuia să facem. După aceea însă am început să vedem și perspective. Avem oameni, cei care au rămas de 10 ani, cei care au venit și au ani mulți în spate, chiar dacă nu sunt chiar 10 și cu multă pasiune și se vede evoluția lor și așa mai departe. Deci avem o viziune pozitivă în continuare asupra ceea ce suntem și a ceea ce putem face și sper să se realizeze lucrul ăsta. Ce trebuie să mai spunem, că antrenamentele au început fără echipamente. Câteva luni am avut doar două echipamente pe care le purtau cu rândul băieții, așa să se obișnuiască cu ele. Era... În șanțurile cetății eram doar noi și soldații care stăteau de pază sus pe bastion. Probabil că râdeau de noi cum încercam să ne antrenăm, dar mă rog, toți au fost soldați la început, nu? De unde ai luat instrucțiunile legate de comenzile? De la cei din Terra Dacica Eterna, când ne-am întâlnit la april, la Festivalul Cetăților Dacice, la cetatea de Baltă, înainte de lansarea trupei noastre. A, deci ai ținut legătura și de acolo ai... De și acolo, astăzi de unde le-ai? Astăzi de la alte trupe și de la oameni. Între timp, datorită media, în general Facebook, am făcut o grămadă de contacte cu oameni de prin toate părțile lumii. Am văzut oameni care sunt mult mai arătoși ca noi și știu extraordinar de mult mai multe decât noi. Prin urmare, oameni care ne pot folosi ca modele. Și ceea ce este mai frumos la toată treaba asta este că sunt foarte dispuși la împărtășire experiența, documentarea, modul de lucru la anumite lucruri. Și așa că, datorită lor, putem să ne îmbunătățim inclusiv chiar asta și după 10 ani de zile. Da. Uve, acum 10 ani v-ați luptat în... Bă, ne-am luptat. Acum râdeam cu fratele la un moment dat, da. Acum 10 ani ne-am luptat într-o cutie de nisip. Nu știu dacă aveați și lupta trecută pe aici. Mă așteptam, am crezut că apare prin imagine și lupta. Noi ne-am luptat într-o, hai să nu spun chiar cutie, casetă, să zic, ca un fel de casetă făcută de nisip. Imaginați-vă, de fapt, o groapă de nisip. Tu ți-aduci aminte? Da, era prezent. Da, era, de fapt, ca o groapă de nisip. Noi cel puțin așa l-am imaginat, având minime informații ca arena. Arena era cu nisip și am zis, băi, cum facem noi? Unde-i reprezentația? Și voi ne-ați zis, vezi că e acolo, chiar era pe cetății. Și am zis, unde? Acolo, pe ciment. Păi stai puțin, că nu e, că nu dă lungul cu latul, știi? Nu ne putem arunca chiar așa. Deci noi aveam pregătirea necesară, nu era, noi am mai făcut de atunci foarte multe spectacole, multe dintre ele pe dale. Nu mai țin minte, a fost o regie atunci, nu v-ați antrenat și voi? Tot așa și la noi. O dura vreo aproape 3 luni de zile bune, eram câte 2-3 ceasuri în sală și număram la timp și la coreografie. Și ne dădeam săbii și mi-a rămas cu chestii surprinzătoare când am început lupta. Dar gurile rele spun că n-ai respectat scenariul, ai mai da, trecut. Da, îți spun sincer, cred că e o chestie peste care greu poate să treacă cineva. Nu știu dacă e cineva care reușește cap-coadă, dacă nu este extraordinar de tipicar. Noi n-am fost în momentul ăla extraordinar de tipicari. Probabil că așa ne-a permis și timpul. E drept că ne-am antrenat de zor. Dar în momentul în care ne-am dus să facem reprezentația propriu zisă, deși eram destul de bine pregătit și știam ce avem de făcut, în momentul în care a început totul, cu adrenalină, cu lume, a început lumea să urle, să țipe, copiii entuziasmați și era primul nostru spectacol. La un moment dat, să zic așa mai exact, de fapt, gândurile mele, că trebuie să spun despre gândurile mele, eu fiind înăuntru un coiful ăla, că eram cu coiful ăla de murmilon, la un moment dat am zis, băi, stai un pic, că nu e ca la sală. La sală ne-am făcut mereu coreografiile cu bastoane de lemn, cu niște scuturi de lemn improvizate, făcute ca să putem să ne obișnuim puțin. Bă, în momentul în care am avut coiful la în cap și am făcut de câteva ori stânga, dreapta și mi-am dat seama că de fapt îmi fuge și viziera și obrăzarele se duc în stânga, în dreapta și trebuia să văd numai cu un ochi ce se întâmplă în fața mea și la un moment dat trebuia să dau cu sabia, cu gladius,
și fratele meu nu era unde trebuia să fie. Și am zis, bă, zic că ăsta a uitat coreografia. Deja a început un amalgam de sentimente, de dileme, de începători, într-adevăr, în care cred că aia, de fapt, s-a și întâmplat. Eu am început să sar din coreografie, Darius, cred că la fel. Dădeam să facem niște chestii care necesitau o vioiciune, nu că ești din comun, mai aparte, mai ales la gladiatori. Uh-huh. Și noi, fiind pe caseta aia, în caseta aia, că de fapt am făcut un perimetru. Dar știi care e treaba cea mai interesantă? Gândește-te atunci acel scenariu care nu era foarte complicat. Și ce-ați făcut anul ăsta la festivalul Apollo? Cam diferența, îți dai seama. Pentru cei care n-au văzut, a fost un spectacol extraordinar. Da, e o diferență foarte de mare. Dare și cu voi ați fost cei care ați lucrat pe tot scenariul ăsta și a ieșit un spectacol de 40-50 de minute. Bun, hai să vedem și niște secvențe de sâmbătă aceasta din ce s-a întâmplat aici la Alba Iulia. Spunea multă lume, a fost și o premiere, avem așa aici diplomele care le-ați primit și chiar mișcador. Poți să ne spui ceva, Cipri, de aceste Pugio? Pugio este un, sper că le pronunț bine, că sunt în limba olandeză, este de tip Leuven, adică un L, 2 de E, U, V, N. Este un tip de Pugio descoperit în țările de jos, deci în zona germanică. Originalul, care este poate printre cele mai bine păstrate din lume, este în Rijksmuseum van Udehen în Leiden, în Olanda. Dar ideea că sunt ceva extraordinar pentru ceea ce se poate cumpăra în momentul de față de pe piața produselor de reenactment. Adică este și o replică la un preț extraordinar de mare, ceva ce nu are toată lumea, bineînțeles. Scuze-mă, văd, am avut și invitați, nu poți să ne spui tu despre... Am avut un signifer și un legat al legiunii de la 6-a ferata de la Veterans Milites din Sibiu. Am avut căpetenia dacilor în civil, Cătălin Drăghici, un centurion. Romanii ne interesează. Așa. Deci un centurion și un signifer de la Historia Renașită din Ploiești. Și Patra Flavia Felix. A Patra Flavia Felix, da. Și am avut de la 5-a Macedonica un centurion și un signifer, respectiv de la Terra Dacica Eternă. În principal trupele partenere. Da, pe care colaborăm foarte mult. Se vede aici cam câtă lume a fost. Interesant că foarte mulți turiști și albaileni în același timp. De fapt, pentru noi nu cred că e ceva nou. E ca într-o vinere foarte bună. Am avut oamenii. Asta ca să vă închipuiți cum arată vinerea la Alba Iulia. Oameni care vin special pentru spectacolul ăsta de vinerea seara. Și putem zice că e un brand? Poveste, chiar spuneam la începutul emisiunii, o să ne vedem dacă după 10 ani chiar am devenit un brand al orașului. Ținând cont de faptul că avem spectatori dedicați pentru festival, oameni care vin și planifică această călătorie la Alba Iulia cu aproape un an înainte, cu rezervare de cazări, care pe perioada festivalului este total insuficientă pentru cei care vor să vină să ne vadă. Sunt oameni care scazează în Aiud, în Sebeș sau mai departe. Da, suntem un brand al orașului și sperăm să rămânem și să devenim mai buni. Am avut și ceva copii în trupă? N-au fost toți, avem o trupă de soldăței romani. Cine i-a echipat? Eu. Deci asta vreau să și zici, că sunt foarte mulți, să știi, părinți care doresc să vină copii. Avem dintre soldații romani, Opțio, de exemplu, Sorin Flășeriu, care are copilul pe Crepitus, cel mai voinic dintre romani. Îl avem pe Mariș Claudiu, care îl are pe Victoraș. Avem pe mama Dăciță Drilgisa, care are băiatul soldat roman în trupa noastră. Îl avem pe Cristi Calăniuș, soldat în trupă, care are copilul pe Marcus. Mai sunt care vor să vină. Avem și sezonieri. Este, de exemplu, Mina, care vine din București, dar vine doar vara când vine la bunici aici în Alba Iulia. Mai avem și din alte părți. Sunt încă trei băieți care mai vin. Sunt care vin pentru festival, doi. Unul chiar din Maramureș, deci de la Dacii Libere a vrut să fie roman, și unul din Constanța. Și ăștia doi vin deja de 2 ani de zile la festivalul nostru dedicați să vină să participe la Apollo. Da, și apropo de copii, Ovel, în spectacolul de sâmbătă ai văzut acel copil, Ștefan, care voi ați venit sâmbătă echipați exact în echipamentele pe care l-ați avut acum de 10 debut, ani. Da. Între timp voi l-ați schimbat, deja tu ești identificat exact ca Retearus. Foarte interesant a fost că acel copil a știut să modifice de la unul la altul și să vă aducă în echipamentele actuale, să zicem.
Da, 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 știu. Cu toate nu că avea 8 ani, el știa cum arătați acum 10 ani. Nu, 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 nu. El avea 8 ani, dar știa cum ar fi trebuit să arate acum. Cum trebuie să arătăm. Am înțeles. El ne văzuse la activitățile prezente. Zeci, da. Zeci de acțiuni le-am avut până acum. Și a fost foarte interesant ca știți de la fiecare și să dea la fiecare. Pentru că suntem destul de fizic. Suntem destul de stabilizați pe posturile astea de ceva ani de zile și de asta copilul a recunoscut imediat. Nu avea el de unde să știe. Apropo, nu știu dacă am povestit la emisiune vreodată, la Piatra Neamț, cred că eram la acel festival și la introducere, când prezentam luptele de gladiatori, am spus publicului, care e cel mai cunoscut, faimos gladiator al antichității și cred că 4-5 copii au strigat toți Uvald. Eu mă așteptam să zic că bineînțeles mă referam la... Da, Spartacus, toată lumea s-a așteptat la Spartacus și... Bun, hai să vedem. Dacă aș putea interveni cu privire la faima lui și la modul în care ai văzut la un moment dat, am propus că numele lui Caretiar să fie totuși Herculanu, să se schimbe din Uvald, pentru că e singurul gladiator descoperit la Apulum. Și mi s-a spus, măi, nu putem să-i schimbăm lui Uve numele, adică la Madonna nu mai poți să-i spui să schimbe numele. Ca să înțelegeți cum se vede. Asta așa, n-ai cum să fii. Bun, acum hai să, dacă tot ați venit în emisiune, vreau ca lumea să vă cunoască cât mai bine și o să încep cu Uve. Uve, ce faci tu în viața de zi cu zi? Care este jobul tău, meseria ta? Pe plan personal ne întreb ce să ne cunoască lumea acum. Exact. Cu ce te ocupi? Păi, din asta nu trăiești, trebuie să spune că suntem voluntari, sunteți voluntari? Nu. Deși dacă ți-aș completa, trăiesc prin asta. Deci ceea ce fac aici, ca și reconstituire istorică, alături de voi, este că trăiesc prin ea. Este un efect a ceea ce se întâmplă și în viața mea de zi cu zi, în sensul că sunt antrenor de meserie, fost sportiv de performanță și... Este una din finalitățile produse ca și efect în momentul în care te pregătești și ai anumite abilități. Din moment ce noi facem pregătire și avem abilitățile, setul acesta de abilități sau seturi de abilități, noi le folosim în diferite paliere, diferite variante, cum ar fi reconstituirile istorice, unde deja sunt, care cunosc deja și e dovedit faptul că noi putem să suplinim o grămadă de posturi sau de roluri în diferite variante, indiferent de paliere. Mai sunt variante deci în care facem filmări. Ai o sală. Da, avem da. Și imagini, cred că. La unul, am venit și am filmat zilele trecute la unul dintre antrenamentele tale. Poți să ne spui despre grupele de copii? Da, asta e momentul când ați apărut la noi la sală. Câte grupe? Ne-ați nimerit chiar la ora celor avansați. Ce vedeți aici sunt exerciții în care cei tineri se pregătesc în judo și... Să zic așa, își definesc abilitățile pe termen lung. Astea sunt genuri de abilități care vă folosi pe termen lung și în mod aplicativ utilitar, pentru că judo este o disciplină, nu doar un sport, este și o disciplină în sine, vine din zona asiatică și anume de la japonez și vă dați seama că copiii sunt educați foarte mult în spiritul ăsta. Noi ținem foarte mult la chestia asta, cum ne place nouă să zicem, partea fizică e una, dar lucrăm mult și cu partea psihologică, cu partea psihică. Să umblăm la mansardă, cum zicem noi. Câte grupe de copii? Avem două grupe destul de consistente. Avem o grupă de începători și asta e grupa de avansați pe care o măriți acum. La începători ce vârstă au cei mai mici? Deși ne dorim să scădem media de vârstă, au apărut și pe la un 4 ani, 5 ani. Ideal ar fi în momentul în care deja iau contact cu sistemul, când sunt deja înțărcați, să zicem așa, adică deja nu mai sunt așa de mămoși, că deja iau contact cu societatea mai bine. Și pe la un 6 ani până la un 9 ani, să zic așa, este o fază pregătitoare de vreo 2-3 ani de zile. Și mai apoi, în funcție de valențele dovedite, după aia urcă și vin la grupa de avansați, unde deja aici continuă mult mai serios. Da, și ca performanțe? Avem copii care sunt medaliați la naționale. Un ultim rezultat a fost o medalie la Balcaniadă cu un băiat, cu Potopia Matias. Și ce vedeți aici în imagini, vedeți o centură portocalie, Daria este acolo, Daria Onacă. Ea este fostă dublă campioană națională la categorie de sub 11 ani, acum are 13. Sunt. Păi mai avem medalii de bronz, mai avem câteva rezultate. Și te înțelegi cu copiii? Eu sincer mă înțeleg cu copiii și îmi doresc din tot sufletul să se înțeleagă și ei cu mine.
Suntem niște spirite destul de fervescente, transmitem chestia asta și copiilor, încercăm să învățăm principii bune, sănătoase, de durată, care să stea în picioare în vremurile astea care sunt foarte întortocheate și sperăm că funcționează. Cum se cheamă, apărea acolo numele? Clubul, da, da, e Clubul Sportiv Vârf, se numește Clubul Sportiv Vârf. Oltenii, Vârf, de fapt, da, e pe Olteniei, în Alba Iulia. Ideea este că Vârf, clubul, este un acronim, denumirea, de fapt, este un complex care se numește Vârf din cauza că se predăm facultățile de profil. Este sunt abilitățile, da, aptitudinile de bază care le are o persoană. Viteză, îndemânare, rezistență și forță. Dacă lucrezi cu ăștia patru piloni, ar trebui să indiferent de meserie, după cum se vede pe imagine, viteza, îndemânare, rezistența, forță apare în orice capitol, de la zidar, la chirurg, la politician, business, nu contează ce meserie are. Bine, hai să vedem ce părere au copiii despre tine. Copiii? Da. De unde să știi tu cu ce părere au copiii despre mine? Sunt sportiv la CS Vârf de aproximativ un an. UVA, antrenorul meu, îmi place foarte mult ce face aici. Pe lângă că ne învață judo, îmbină foarte, foarte frumos cu anumite lecții de viață. Judo e un sport care te ajută în viață. Eu, de când fac judo, pot să spun că am mai multă încredere în mine. Mă plimb alt cumva pe stradă. Mi s-a schimbat viața. Am început aproximativ acum 6 ani și am avut niște rezultate bune. Am fost dublă campionă națională în 2018 și au fost meciuri grele, ușoare, dar am luat ciudată locul 2, a fost mai nașpa un pic, dar a fost ok. UV e un om foarte ok, pe lângă că ne învață judo, îmbină foarte, foarte frumos, adică ne învață judo prin jocuri și e mult mai ok decât să, nu știu, să strige la noi sau așa, e foarte înțelegător și e în mintea noastră. Cred că mă poate ajuta, mai ales că sfată la autoapărare. Adică, de când am început să fac judo, nu mai mi-e frică să merg singură pe stradă, noaptea, seara și atât. Am făcut parte din garda Pulum. E un proiect foarte frumos, readuce istoria în zilele noastre și mi se pare foarte frumos. Ce să mai zic eu, vezi? Te îndrăgesc copiii, dar știi care e faza? Primul din interviu e Trif Andrei și Lingarda Apulmi, unul din gladiatori, dar am uitat când am făcut interviu, că e obișnuit cu postura lui de gladiator. Pe menționăm acum și eu sunt convins că o să aibă multe de arătat și multe de spus de aici încolo, pentru că el este momentan un novice, un începător, dar unul care se descurcă se pare că tot mai bine. Da. Cipri, tu, viața de zi cu zi, ce faci? Cu ce te ocupi? Eu lucrez în Muzeul Principia ca și ghid. Sunt curator de muzeu, dacă ar fi să o luăm din punct de vedere științific. Și în rest, pe lângă ghidajele pe care le fac celor care vizitează muzeul, încerc să mă ocup și de educație prin ateliere. Bineînțeles, asta este și o sursă de venit în același timp. Jobul ăsta îl datorez trupei, pentru că datorită faptului că sunt sau eram centurionul trupei, am fost întrebat dacă vreau să lucrez în muzeul ăsta. Și de-a lungul acestor 10 ani, prin experiențe și o grămadă de bani stricați pe experimente, am ajuns să fiu și armurierul trupei. Eu fac reparațiile, pot să fac un echipament aproape complet. Încă n-am reușit să fac un corp. Aici ești la birou. Aici sunt la birou, da. Ce faci? Ce? Este partea de jos a unei armuri de tip Lorica segmentata. Ultimul segment de jos trebuie să aibă o margine îndoită, astfel încât să nu jeneze în momentul în care purtătorul se mișcă într-o parte sau alta. Este ca un fel de tiv la pantaloni, ca să spunem așa. Este o margine ce trebuie îndoită și după aceea cu dalta îndreptată, astfel încât să nu zgârie, să nu agațe și așa mai departe. Bun, am o rugăminte la tine să spui, bănesc că sunt foarte mulți dintre colegii noștri care se uită la emisiune, să le spui că iarna asta să vină mai repede cu loricile la reparat. Tot așa o să vină înainte de primul eveniment, sunt sigur de lucrul ăsta. Ce îmi doresc eu, nu mă deranjează că vin atunci, le fac, mai stau și câte o noapte, că mi s-a mai întâmplat să stau noaptea până la 3-4 la principiu să lucrez sau în altul acasă, ca să putem să fim ok pe eveniment. Ce aș vrea să aibă și ei puțină implicare, dacă doresc să se îmbunătățească vis-a-vis de echipament, fiecare dintre noi putem coase câte o chestie, cum avem, am eu pterugesc pe poale sau pe umeri,
fiecare poate să-și facă o tunică, fiecare poate să-și facă un, să coase puțin la un cingulum. Deci este, sunt lucruri pe care le pot face și ei, să nu rămân eu singurul care lucrează la ele. Este, la mine se vede o evoluție față de acum 10 ani vis-a-vis de echipament. Tot ce am pe mine e făcut de mână, cu excepția falerilor alea sturnate. Dar tunica e cusută de mine, tărugesurile acelea, ornamentele acelea sunt cusute de mâna mea, cu cânepă cumpărată de la războiul tradițional, margine de lână cusută cu ață de lână, apoi venit fiecare ciucurel, fiecare fir al ciucurului izolat cu ață neagră, astfel încât să nu se deșire materialul. Totul e făcut așa cum trebuie să fie. Bineînțeles, și la mine mai este de lucru, dar cu pasiunea necesară putem să fim extraordinari. Aici se vede ceea ce facem noi la principiu, în momentul de față. Avem un proiect al primăriei, o serie de ateliere, meșteșuguri antice. Este doar începutul, respectiv infrastructura pentru două lorici segmentate. Vreau să fac una de tip Corbridge, una de tip Newstead, pe care să le expunem în principiu. Targetul final la acest atelier de armurărit fiind 15 echipamente care pot fi încadrabile în perioada dominației romane asupra provinciei Dacia 106-271. Bineînțeles, punctul de, culminant al expoziției va fi lorica de la Alba Iulia. Este singurul tip de lorică descoperit la noi și nicăieri în altă parte. Probabil că o să-l vedeți atunci când o să fie finalizat. Da, o să vă... Într-adevăr, la tine și la tine, Uwe, de fapt, jobul se pliază perfect cu ceea ce faceți pe partea asta de hobby. Dacă găsești ceva ce lupta de gladiatori implică foarte mult condiție fizică, antrenament, pentru că nu, ce faceți voi e deosebit de ce fac alte școli de gladiatori, numai din România și din străinătate. Cred că nici nu fac tipul ăsta de show pe care îl faceți voi, dar pentru a-l face asta trebuie să ai totuși în spate o pregătire sportivă, că altfel e nevoie. Îți rupi una alta. Și la tine, Cipri, de asemenea, îi... Exact, jobul care se pliază pe hobby sau hobby-ul se pliază pe job, nu știu cum să zic, da, dar... Una pe cealaltă. Una pe cealaltă. Haide că avem și niște vox-uri legate de ceea ce s-a întâmplat sâmbătă. Au fost întrebați cei din public ce păreri au de proiectul ăsta. Ia să vedem ce ne spun. Este un eveniment important pentru oraș. Noi participăm de foarte mulți ani. Copilor le-a plăcut și vedem cât de des putem. În fiecare bine, că suntem disponibili, suntem aici la spectacol. Și astăzi am profitat de ocazia evenimentului și ne-am prezentat și astăzi. Ne mândrim cu această trupă a orașului. Mie mi-a plăcut la reprezentație când s-au luptat. De ce? Că mie îmi place mai mult luptele și... Dar știi cine s-au luptat? Așa, sesa. E o idee bună, îi atrage pe turiști și pe cipa, adică consider că și mai ales pe copii le dă, nu știu așa, să învețe mai mult despre istoria României, ca să zic așa. Este lecție de istorie pe viu? Da, se poate spune și așa. Se învață lucruri noi, adică mai ales pentru copii care nu știu, la școală poate nu li se explică aici. Se încearcă să se arate, ca să zic așa, mai pe viu, exact cum ați spus și dumneavoastră. Foarte frumos și o să mai venim. Nu suntem de aici. E prima dată când veniți? Da. Și care a fost prima impresie când ați văzut? Foarte frumos. Ce v-ai plăcut cel mai tare? Germin. De unde veniți? De la biserică. Ceva ce poate și educa în afară de a, să zic, distra lumea, este destul de multă istorie în spatele acestor, cum să le zic, evenimente. Da, și mi se pare că copiii ar putea să învețe multe valori care momentan nu mai sunt. Pe una din filmări apărea tânărul nostru legionar, Andrei Barna, care ghiști ce își propunea pentru viitor. Am înțeles, vrea să devină centurion. Bravo lui! Să devină, nicio problemă, îl ajut în sensul ăsta. Bineînțeles că trebuie să aibă și el o vârstă, nu poți să fii la 14 ani centurion peste unii de 40, dar nu e exclus. El mai are nevoie de multă disciplină din punctul ăsta de vedere.
Da, și dacă e vârsta și este oarecum scuzabil în sensul ăsta. Nu te-ai supărat pe el, nu? Nu, de ce să mă supăr? Doar știu chestia asta de când a venit în trupă și încă n-avea echipament. El vrea să devină centurionul trupei de copii sau mai târziu centurionul trupei. Foarte bine, am spus. Nu pui la flotări și alte chestii care să-l pedepsești pentru... Nu așa se face. Dacă vrei să conduci pe alții prima dată, trebuie să faci tu chestiile. Și asta sper că am fost un exemplu pentru toată lumea în momentul în care e ceva de lucru, sunt primul care se oferă. Nu îi port pică, Doamne ferește, bravo lui, vine să stabilești scopuri în viață cât mai înalte. Da, dacă tot vorbim de viitor și l-am văzut și pe Andrei mai înainte, cum vezi viitorul trupei de gladiatori 10 ani? Mă întind prea mult? În 10 ani? În viitor. Într-o notă destul de optimistă, recunosc că cred că aș parea destul de tare pe ei. Adică ar fi o bătaie destul de mare la nivel cu cei care vin din urmă, dacă aș merge pe principiu că vai de profesorul care nu-i trecut de elev, și atunci m-aș aștepta într-adevăr ca cei care vin din urmă, pentru că nu e singurul Andrei Trif, nu e singurul, o să mai vină și mai sunt care vin din urmă, și la un moment dat să te trezești cu vreo 5-6 tinerei care știu să facă mișcări și cu de o finețe destul de mare și dacă destul de ambițioși și harnici și setați bine pe scop, să știi că poți să facă niște coreografii și se poate ajunge chiar la înființarea unei școli de gladiatori foarte cunoscută, care poate să facă coreografii de luptă pentru filme, pentru reclame, pentru indiferent ce, pentru spectacole, pentru teatre. Doar pe tine. Da. În festivalul din Alba Iulia a avut și două fete care au fost. Da, mă bucur că ai menționat chestia asta, chiar vreau să precizez și eu, bine că nu ne-a scăpat. Au fost și două fete, a fost și Ioana Luca și Andreea. Într-adevăr, a fost o premieră foarte interesantă. Bine, noi știm că au fost și persoane de sex feminin care luptau, poate nu așa de cunoscut subiectul de Gladiatrix, dar s-a încercat chestia asta, noi am încercat-o cel puțin, dar s-a muncit enorm de mult la proiectul ăsta, el s-a implicat mai tare pentru că era în zonă, permitea și programul, eu eram setat din coace cu Trif și cu Sami, care a venit iarăși în colaborare, da, cu Samuel, cu Clapa cel mare, pentru cine nu știe la cine face în referire, da, era un gladiator mare la festival, el e Samuel Clapa, și Sami, ne spune Sami, așa, și drept urmare eu m-am ocupat de cei doi, dar s-a fost cu cele două fete și a fost, adică undeva la vreo aproape 2 luni de muncă și acolo cu Darius, 3-4-5 antrenamente pe săptămână, câte 2 ore, e mult. Într-adevăr, am văzut acolo diferența celor care nu au pregătire foarte mare, că este foarte mult de compensat și venit din urmă. Dar pe viitor, eu zic că sunt șanse foarte mari să se întâmple niște proiecte extraordinar de frumoase, că deja avem experiența necesară și mai rămâne doar să găsim persoanele dispuse să investească munca necesară. Bun, iarăși mă întorc la ziua de sâmbătă. Spuneam și în timpul emisiunii, cei 10 care au 10 ani de gardă au primit niște diplome, niște cadouri, ne-a spus Cipri despre cladori, să văd aici imagine. Mulțumim în primul rând invitaților speciali care nu, a însemnat ceva, pentru că au venit înseamnă că suntem respectați prin ceea ce facem, că nu-i însemnăm ceva pentru orașul ăsta, pentru județul ăsta. Am avut și sponsori, însă hai să vedem niște interviuri cu acești invitați speciali și mai povestim după aia. Domnul președinte, iată 10 ani un proiect al muzeului care se pare că are succes. Întotdeauna ce face Muzeul Național al Unirii este un succes garantat. Felicitări colegilor, felicitări vouă. Învățăm istoria practicând momente din această istorie frumoasă a noastră, a românilor. Sunt lucruri extraordinare și ce faceți aici mai aduce foarte mult public și sunt convins că turiștii, cei care ne vizitează județul, municipiul nostru frumos, acești turiști vin și datorită acestor evenimente culturale, istorice pe care le organizăm, le organizați, vin și pentru faptul că echipa noastră de mari specialiști de la muzeu știu să-și facă datoria față de istorie, față de români și față de
până la urmă de aceste meleaguri atât de frumoase. Felicitări, mult succes în continuare și sunt convins că și celelalte proiecte pe care le desfășoară muzeul sunt cel puțin la fel de atractive și viitoarele proiecte pe care le veți și le vom dezvolta vor fi la fel de iubite. Felicitări și succes! Da, mulțumim mult! Domnul primar, iată că 10 ani am reușit să o ducem la capăt, sper că vă place ce realizăm aici în Alba Iulia. Extraordinar, nici n-aș concepe, am și spus-o, n-aș concepe un sezon turistic sau o vară fără să weekendurile pe care dumneavoastră le umpleți atât de frumos. Uitați-vă și astăzi, chiar dacă nu mai sunt atâția turiști pentru că a început școala, chiar dacă a fost vacanță, totuși au fost prezenți pentru că au aflat că faceți 10 ani. Au fost albaiulieni care au văzut, văd de zeci de ori au văzut spectacolul ăsta și care vin cu plăcere. Ce poate să însemne mai mult decât faptul că există o calitate în ceea ce fac, culmea, acești voluntari care o fac din pasiune. Și în primul rând, sigur, nu că sunteți dumneavoastră prezent, dar trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră celor, mai ales celor doi de la Muzeul Național al Unirii, care ați avut acest curaj și această tenacitate, pentru că știu că nu este ușor să organizezi așa ceva, știu că nu este ușor să reziști în timp cu un astfel de spectacol de reenactment. Nu pot decât să vă felicit, să vă spun că suntem în continuare alături de dumneavoastră și de ce nu la cât mai multe ediții. Mulțumesc de ajutor, ai fost alături de noi de la început, eu zic un proiect fain. Da, un proiect foarte frumos, eu de la bun început am avut încredere în el și mă bucur foarte mult de cum ați evoluat în acești 10 ani și vă doresc ca și în următorii 10 să evoluați la fel de frumos și să vă măriți trupele, să da, zic acum, așa. Acum trebuie să recunosc că cadourile care le-am primit din partea acestui sponsor, e vorba de Elite SRL, niște pumnale care, să știi, ți-am promis nu mai are nicio trupă din România, le-ai văzut? Da, le-am văzut și chiar apreciez mult calitatea care ați luat-o și da, mă bucur mult. Să știi că mi-am o poveste legată de ei. Când am debutat în 2012, în 2013 am avut primele evenimente festivalului. Țin minte că am fost atunci, tu ne ofereai mâncarea necesară ca să mergi la festivalul. Da. La unele din festival nu prea era mâncare. De exemplu, am ajuns la Porolism odată, ne-ai dat ta mâncare, încât când am ajuns acolo, n-am mâncat numai noi. Toată lumea. Au mâncat și ei la ne-am dat de mâncare. Păi, la război așa-i. Da, mulțumesc încă o dată cu și ne vedem peste 10 ani? Ne vedem și peste 10 ani, da. Mihai, credeai atunci când ai fost alături de noi la începutul drumului că după 10 ani o să avem succesul ăsta, că e destul de trainic. Mă, ce nu credeam cu siguranță că am avut de-a lungul timpului tot felul de colegi. Colegi de generație, de școală, niciodată n-aș fi crezut să am colegi de generație, niște romani, niște daci și niște zâne, ninfe și ce mai aveți voi aici. Acum ce să vă zic despre crezut? Eu niciodată nu cred, eu de obicei sunt convins. Altfel nu fac un lucru. La momentul respectiv, dacă tot mi se pune în cârcă această vină de a susține, am avut o simplă discuție și aproape că nimeni nu-și putea imagina ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Dar în momentul ăsta, nu, uitându-mă înapoi, nu am absolut niciun regret și cred că absolut orice om normal la cap în poziția în care eram eu atunci, întunecat sau nu de felul lui politic, ar fi trebuit să înțeleagă rostul și menirea acestui produs turistic și să-l susțină. Cred că acest lucru este dator să facă absolut oricine și în următorii ani. Adică am spus-o și aici, în direct, lângă voi. Mă bucur pentru acești 10 ani, nespus de mult, însă mă bucur pentru că sunt absolut convins că vor urma și alți 50 de ani. În rest, ce să-ți mai spun? Nu m-aș fi văzut niciodată parte activă din contingentul romanilor sau al dacilor sau al cuiva, pentru că sunt un împrăștiat și toată dezordinea s-a așternut la propriu peste colegii mei, dar mă bucur că am făcut parte din asta și s-a văzut peste tot. A fost și Charles Oatley care v-a văzut și care a spus mai departe cu un mesaj foarte generos și amplu pe Netflix. Sunt lucruri de care chiar fiecare dintre noi ar trebui să fim bucuroși și chiar favorizați să ne simțim că suntem contemporani cu astfel de gesturi. Sunt multe cetăți, sunt multe orașe istorice în România, foarte multe locuri din care să te încarci spiritual. Dar să ai o stare de spirit cum e în Alba Iulia, în prezența voastră, se întâmplă foarte rar. Da, Mihai, trebuie să spun celor care se uită la emisiune și, bineînțeles, nu au auzit ce am zis eu aici când te-am prezentat în timpul spectacolului. Acum 10 ani proiectul avea la bază doar trupa de romani, dar noi ne gândisem să facem și o trupă de gladiatori, dar nu aveam fonduri necesare.
Mai țin minte când ne-am întâlnit și am povestit, bă, vrem să ne facem o trupă de daci, nu ne-ai întrebat prea multe, avem încredere în voi și astfel pot să zic că tu ai înășit termenul ăsta, dacă se folosește trupa de gladiatori. Vă mulțumesc pentru ipostază și pentru faptul că mi-ați dat ocazia să mânez o diplomă și un semn de recunoștință uneia dintre colegii voștri. N-am mai pățit așa ceva, n-am mai avut în mână o diplomă din clasa a treia, nici să o dau, nici să o iau cuiva. Ce să spun? Orice a spune e redundant. Nu cred că ar fi existat o postură mai sănătoasă și pentru asta suntem cei care avem câteodată temporar sau alteori mai îndelungat acces într-o funcție publică, să ne dăm seama și să cernem ce merită și ce nu merită, ce trebuie și ce este obligatoriu să susții. Da, sunt un facilitator de felul meu și cred că am dus interesul vostru mai departe și în grupuri private și către firme și către companii, tocmai pentru că în cele din urmă orașul are de câștigat. Vă felicit încă o dată și vă doresc viață lungă și multă pace. Să dea Dumnezeu ca în vremuri ca astea să nu fie nevoie de alt fel de război nici pe pământ decât de voi. Da, vezi că eu n-am terminat, deși tu te grăbești să termin. Atâta vreau să mai spun că Festivalul Roman Apulum și evenimentele de weekend au și ele un numitor comun dacă ne gândim la facilitarea de a organiza aceste evenimente tot pe Mihai Coșar. Nu e pe persoană fizică. Lucrurile astea s-au întâmplat în rând și în egală măsură cu colegii mei, cu toți colegii mei din primărie, pentru că eu pot să am ideea susținerii, însă alții, de exemplu, au anduranța documentelor, ceea ce e la fel de important. Nu s-a întâmplat nimic decât într-o colectivitate profesională și din partea voastră și din partea noastră. Da, au fost niște persoane cărora le datorăm foarte multă. În primul rând, Muzeul Național Unirii, cel care a coordonat proiectul, Consiliul Județean, ai vorbit mai parcă ceva, ai spus de Festivalul Cetăților Dacice, acolo am luat contact pentru prima oră, putem spune, direct cu astfel de atmosferă, prietenii noștri, sponsorii, de asta am ținut să apară și ei, pentru că, adevărul că trebuie să recunoaștem, nu puteam să ajungem ceea ce suntem astăzi, fără să fim sprijiniți. Cipri, simți puțină invidie din partea celorlalte trupe legată de modul în care suntem noi ajutați aici? Întotdeauna, da. Asta e un subiect pe care cam toată lumea cu care am discutat este de acord. Toți cei care au parte de evenimente la care participă, în momentul în care vine vorba de ajutorul pe care îl primim noi pe plan local, toată lumea și-ar dori să aibă parte de chestia asta la ei acasă. Dar, din fericire, doar ce avem noi în plus, oare? Nu știu, o bună organizare, o bună conducere, abar nu am. Nu, nu sunt implicat în chestia asta, eu sunt doar cu detaliile tehnice, dar am foarte bine să ne vindem bine, cred. Da, da, da. Asta pentru că UVN-ul e așa, spectacole de gladiatori, luptele, toate astea, atrăgând un public, este un plus și pentru oraș, nu? Păi este una dintre instrumentele foarte bune, exact așa cum sportul este un foarte bun ambasador și genul ăsta de competiții, să zic așa, al de gladiatorilor, luptele care, chiar dacă sunt coreografiate, reprezintă exact același bilet. Un ambasador foarte bun, îți dai seama. Adică dacă stăm și ne gândim, nu mai departe că am străbătut lumea, am fost și la Moscova și am fost și în partea cealaltă a Spaniei până pe coasta Atlanticului, vorba aia, și am fost până în Porto, în Portugalia, acum. Te plângeai tu în timpul emisiunii că te-am pus să lupți pe nisip acum 10 ani. Dacă stau să mă gândesc, cred că în două ipostaze lupta pe nisip, la deschiderea de acum 10 ani și la Moscova, nu? La Moscova era nisip pe jos, dar era pus pe o bază, nu, nisip rusesc, da, mai stabil. era pe o bază pământoasă. Noi am făcut atunci, făcusem o casetă, că despre asta a fost povestea, făcusem o casetă care, imaginează-ți o groapă în care se sare, da, ca la scala sport, la săritura, la groapă, la nisip, și fiind foarte afânat nisipul și destul de grosuț, noi de câte ori vreau să facem niște mișcări mai vioaie, ne alunecau picioarele ca pe o arătură, deci a ieșit un balamuc destul de consistent. A fost spectaculos, că era o chestie nouă și cred că asta ne-a salvat într-o primă ipostază. Ne-am învățat foarte repede, deci foarte repede ne-am redresat. Am știut ce ne trebuie, am știut ce vrem, am știut că trebuie să trecem pe iarbă, deci am corectat mult. Bun, dar iar vreau să spun, am fost atât evenimente, atâtea condiții de climă. Țin minte acum câțiva ani la Alba Iulia, la Festivalul Roman Apulum,
a plouat așa de tare, dar atunci au ieșit niște imagini superbe și da, cred că te-ai simțit într-un fel aparte. Da, da, simt, da, a fost un sentiment special. Mi-aduc aminte că persista încă și noaptea la 3 când stăteam acasă, ajunsesem acasă, făcusem duș și nu puteam să dorm. Și stăteam așa în canapea și mă gândeam, bă, da, greu, da, fain, greu, da, fain, frumos. Și public, da, era public, și seara? Da, nu plecase publicul, erau, cred că undeva la aproape 100 de persoane, dar numai umbrele, părea ca într-un film de ăsta american, așa, știi, cum băteau reflectoarele din tribună, erau tribună montată cu niște reflectoare și nu plecaseră, undeva la vreo 100 de oameni cu umbrele și noi ne luptam de zor și știam dinainte la ce să ne așteptăm, deja aveam experiența necesară și avem experiența necesară, știam ce înseamnă pământ cu iarbă umed, știam ce înseamnă alunecările, știam ce înseamnă riscul de accidente. Ai avut vreodată accident? Nu și mai țin minte. Te-ai accidentat vreodată? Oi, am avut accidente de multe ori atât de zdravene încât chiar mă gândeam la un moment dat, zic, bă, zic, extraordinar, zic, eu zic, trebuie să stau în picioare acum să termin spectacolul și mă gândeam, zic, să fie ăsta momentul în care pățesc chestia aia, când trebuie să ies și lumea să-și dea seama să zică, da, domnule, s-a lovit așa de tare încât trebuie să se oprească. Am avut cu spatele da. Blocat, cu întins, cu chestii, vai, am nu, avut. Hai să nu spunem chestii am genul ăsta. Că... Dar e din spatele scenei, deci e o chestie care ne-am asumat-o. Da, Cipri, și Garda, și Legiunea 13 a Gemini a participat la te evenimente în care vremea a fost când prea cald, când a plouat, sau au fost momente în care a fost un public încât te făcea să te simți că... Chiar trăiești momentele alea de acum 1800 de ani. Unei ai întâlnit un moment din ăsta deosebit la un festival? Tot locație. La Apulum, tot pe ploaie. Am avut, nu mai știu exact anul, cred că în 2018, când chiar înainte de atacul final am strigat toți numele lui Jupiter, cei din, din partea romană, și atunci a tunat odată foarte puternic și toată lumea s-a simțit că și-a primit răspunsul, atât noi că l-am invocat pe Jupiter, cât și dacii pe Zamolxe. Și de acolo nu mai știu absolut nimic, a fost un atac extraordinar, nici nu mai știu dacă am ținut cont de scenariu sau nu am ținut cont de scenariu, dar în felul ăla nu ne-am mai simțit niciodată. Da, în 2013 a debutat Festivalul Roman Apulum. Anul ăsta ar fi trebuit să aibă 10 ani, dar am sărit din cauza anului de pandemic. În cele 9 ediții ale festivalului, la câte ediții n-a plouat în timpul bătăliei finale? La una. Una singură în mai și una singură în august. La două. Haideți indiferent. Da, indiferent de perioada în care am organizat. Am făcut-o, la început o făceam în iulie sau iunie, nu mai țin nicio. Cred că în iulie am făcut-o. Iulie, mai și acum am mutat-o în august. Dar n-a contat lucrul ăsta. Ploaie este. A fost mai blândă vreme anul trecut. Nu a plouat decât după ce am terminat toate activitățile și anul ăsta a plouat masiv înainte de începerea festivalului. Știu că m-am montat poarta pe o ploaie torențială, chiar ne-am făcut o filmare de atunci și am zis că Festivalul Apulum, dacă are cineva nevoie de ploaie, să ne cheme. Suntem mai eficienți decât alții. Da, povesteai de Pugio. Trebuie să scoți puțin Pugio, că atunci rulau niște imagini și nu s-a văzut cât povestim să vadă și lumea. De fapt, ce e un Pugio? Un Pugio este... pumnalul soldatului roman, este și un semn al statutului, este un fel de armă de ultimă instanță. Da, remarcam cum vede ce ascuțit. În mod normal, știu că astea de recuzită n-ar fi trebuit să fie ascuțite. Pentru asta nu-l folosim, de cum, așa cum am spus, decât în ultimă instanță, Doamne ferește, nu este cazul. Este ok să ai un pumnal, nu este atât de ascuțit. Mai avem nevoie și noi pe câmpul de luptă, mai tăiem un șnur, mai ne desfacem câte un nit sau o cataramă înțepenită. Da. E bine că e ascuțit totuși. Era intenția mea să mi-l ascut oricum. Da, uite, când ne apropiem de sfârșit, așa pe scurt, UV, te recunoaște lumea pe stradă, drept Uvald. Da, au fost cazuri. Au fost cazuri. Au fost cu copii, cu... Mamă! Și cum te simți? Bă, plăcut de fiecare dată, recunosc. Cred că e o chestie când cineva te admiră, da. Indiferent ce poziție. Asta, terminăm imediat. Ce pleam pe tine? Pe mine tot copiii. Câteodată mă mai duc preocupat pe drum sau mai trist și în momentul în care uite mami pe Centurio, atunci vine un zâmbet pe față, mă uit și salut. Și cel mai des mă recunosc atunci când se uită la proiecția de pe Principia, pentru că ies afară să le spun că dacă se mișcă, se schimbă și filmul.
Și își dau seama că ăla care vorbește e ăla care le-a spus ce să facă în fața filmulețului. E mai interesant așa. Da, oricum voi sunteți și două personaje cu care lumea face poze, cu ea care prezintă nu prea face poze. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc Uwe, Cipri, pentru că ați venit și o să mai facem emisiuni legate, cred că chiar la principiu am doresc să facem o emisiune. Oricând. Că sunt multe de povestit și legate de muzeul Principia. Da, vă mulțumesc încă o dată. Și noi mulțumim de invitație. Da, și eu vă mulțumesc că a stat până la ora aceasta. Ați văzut o emisiune despre Garda Apulum cu Uwald, un gladiator al Ludus Leopolensis, cu Ciprian Dobra, Caius Proculeanus, centurionul Legiunii 13-a Gemina, doi dintre veteranii acestei trupe care de 10 ani activează în cadrul acestei Girls Apulum, un brand al orașului al Boilea. Vă zic o seară bună și vă aștept și săptămâna viitoare la ora 18:30 la emisiunea Historia.